Salutare, boi, și bine ați revenit la un nou gameplay din FS17, boi, suntem pe mapa noastră Acelișa, am lăsat baltă eu, teritoriul 20, terenul 20 cu greu sau ce am avut, ne vom băga pe 11 să facem ceva porumb, vreau să ne băgăm pe porumb pentru că o să avem nevoie de foarte mult porumb, adică nu o să avem de nevoie de porumb, ci o să cam ne zăpăcească puțin porumbul ăsta, pentru că este terenul destul de mare. Încet, încet îl vom face și pe ăsta, chiar dacă îl vom face în 2-3 gameplay-uri, mai ales că, header-ul este destul de mic. Ceea ce, chestia asta mă cam enervează, dar, hei, nu avem problemă. Vreau să fac așa, am tras o linie dreaptă, nu știu dacă a fost ea dreaptă, dar important este că că merge. Uite, și acum vreau să mă întorc pe partea asta, nu știu de ce. Nu trebuie neapărat să fiu drept, ci cum o fi. Hai să mergem de la volan, că se vede destul de bine. Op! Ce-am făcut, mă? Nu știu ce-am făcut. Am dat fără să vreau pe B. Fără să vreau. Ok, noi avem tractorul celălalt acolo cu remorca. După ce se va umple această remorcă, vom pune lucrătorul automat și voi veni cu cealaltă remorcă. Între timp eu mă voi duce și o voi descărca frumușel acolo pentru în buncărul nostru, că de fapt nu este un buncăr, sau să spunem că este un buncăr, nu știu. Băi, vreau să ajung până la capăt, chiar vreau să ajung până la capăt. De ajuns am ajuns. 99 și 100%. Ok, hai să o lăsăm pasta. Băi, nu tu, mă. Asta, o vom lăsa jos. Pe asta o vom da noi aici. Și mergem la ăsta. Hai. Cred că trebuie să fie pe undeva pe aici, da. Hai, ne băgăm prin porumb, băi, ce mai. Da, abia se mai vede tractorul. Hai, de tractor se vede că este roșu. Dar remorca săraca nu se mai vedea absolut nimic. Bun. Voi da eu ăsta. Aci așa. Și acum cu ăsta. Opa. Trebuie să fie chiar atât de... Așa, mă. Îl dăm noi într-o parte. Uite aici. Și acum ne dăm jos. Mergem cu asta. Uite așa, tătico. Și acum la asta dăm noi B-ul. Să mergem noi așa. Hai să mergem așa și după aceea îi voi da H-ul. Cum va merge, va merge. Până cât timp mă voi duce eu să descarc remorca. Că suntem ceva distanță de casă. De fapt nu este foarte mare, dar oarecum este ceva. Uip. Aie, bosuleanu. Uite aici, gata. H. Păi da, nu merge H-ul? Serios? Cum că gata, a terminat. Hai să-i dăm în față. Iam? Acum, mă! Numai că ăsta se va opri imediat. Hai. Hai să mergem repede la tractor. Și ăsta deja a terminat. What the fuck, ăsta mănâncă acum banii degeaba. Nene, știi ce faci? Ia stai. Hai că te pun eu, uite așa. Uite așa te pun. Du-te, fratele meu. Cum te duci, pe unde poți și dă-i bice. Bun, hai să vedem pe unde suntem noi. Noi suntem în partea asta. Voi face stânga ușurel și cam acolo, doar că trebuie să mă uit unde avem noi
depozitarea pentru așa ceva, pentru că nu știu, cred că este în bază. Hai să mergem de la volan. Îmi place cabina asta, deci chiar îmi place. Este fain, doar că nu-mi place că n-avem aici geam, pe spate n-avem geam, ceea ce nu prea îmi place treaba asta. Bun, hai, unde facem? Facem stânga sau facem dreapta? Hai să ne uităm pe unde mai aproape. Pot să fac stânga și apoi dreapta. Doar că trebuie să mă uit să văd pe unde este. Avem baloții noi aici, de data trecută, pentru că nu îi pot descărca automat, trebuie să-i descarc manual. Da, asta este. Acum hai să vedem pe unde găsim noi toate trebușoarea, dacă avem așa ceva. Eu știu ce să zic. Sau să fie la văcuțe? Eu tot mă uit pe acolo. Mai ne uităm și pe aici. Așa. Băi, nimica nu avem pe aici. S-ar putea să fie la văcuțe. Hai să mergem la văcuțe, pentru că văcuțele sunt aici aproape. Nu, nu avem. Eu nu văd nimic. Cred că până la urmă ce voi face este să cumpăr, pentru că nu văd. Deci nu văd. Avem văcuțele pe partea cealaltă. Nu știu dacă pot să ies pe aici. În teorie ar trebui, a? Da. Și ajungem direct la văcuțe. Hai să vedem dacă găsim pe aici ceva. Dacă nu găsim, boys, trebuie să cumpărăm. Deci trebuie să cumpărăm. Așa. Mamă, dar ce e pe aici? Cât de mare este. Ia să vedem noi. Poți să... stai că rămâne blocat. Aici avem vă... Băi, da, te iau știu așa. Băi, da, nimica, serios. Ia stai așa. Băi, da, nu e bine. Nu e bine deloc, boșilor. Deci deloc nu este bine. Unde descărcăm noi? Cred că până la urmă o să cumpăr. Op, am avut niște micuțe chestiuni. Cred că o să cumpăr dacă avem așa ceva. În teorie ar trebui să avem. În teorie. A, avem și astea. Da, trebuie să punem și din astea. Dar paleți la diverse, la paleți, nu cred că avem așa ceva, să vezi. La mașină are cu nicio treabă, astea sunt rahaturi. Să vezi că nu avem așa ceva. Până la urmă, cred că voi cumpă... Ăsta ce e? Pentru fân. Dar nu vreau fân. Așa, seră, avem și sere care o să-mi trebuiască. Baracă, șură, nu mă interesează șurile. Și astea sunt moduri. Băi, dar nu avem așa ceva, ești nebun? Păi și unde îmi pot să-mi depozitez și eu, bosuleanu, asta? Asta merge ceva? A, trebuie să țin. What the fuck, avem vaci? Trebuie să mă uit. Nu, avem 000. Păi și astea ale cui sunt? Ca ale mele nu sunt. Nu știu ce face asta aici. Bun, hai să vedem pe unde găsim. Pe aici este ceva. Nu văd absolut nimic, deci nu știu unde să-mi pun eu acum. Ăla. Cred că până la urmă am lăsat și porta deschisă la vaci. Poate ies vacile afară. Nu știu unde să-mi pun eu acum porumbul. Băi, dar nu găsesc, ești nebun? Ia pe aici, ăsta ce e? Vreau să văd și ăsta aici. Aha, am găsit. Una, două, trei. Da, astea ce aici? Ăsta nu este al meu, nu? Sau da? Nu cred. Nu cred. Băi, ești prost? Nu cred că ăsta este al meu. Ok, deci noi trebuie să venim aici. Avem tractorul acolo în față. După asta de apă. Așa că o să vin pe aici, o să fac puțin tel dreapta și tot înainte. Mă mir cum avem așa ceva. Mă miră faptul. Ok, hai că cred că combina este vă umplere și nu este abună. Nu este abună. Chiar, hai să vedem. Pot să văd și o combina? Văd că combina, nu știu ce face. Băi, taci că nu mă și speriai de tine. Eu nu știu dacă ești al meu. Hai să punem asta pentru... A, bun, dăm unii și se descarcă. Să vin din partea cealaltă.
Aș putea veni din partea asta și aș putea pune. Uite, avem. Asta e porumbul meu? Uite așa. Ia să vedem. Dăm puțin mai în spate. Op. De fapt nu neapărat. Hai să descărcăm. Bă, dar stai așa. A, mi se descarcă pe partea asta. Ok, nu-i problemă. Că putem veni în mai multe direcții. Gata. Păi da, serios? Aici asta... Stai așa, mă, că nu e. Nu, e ceva ce... Asta e terenul meu? Da, mă, asta e terenul meu. What the fuck, ce aproape să... Băi, ce-am făcut, mă? Mi s-a blocat tractorul. Deci ăla este terenul meu. What the fuck? Păi atunci... Nu știu, pe unde o luăm. Cred că o să-l... Da, nu, că eu trebuie să ajung la... remorca și remorca cealaltă trebuie să fie pe partea cealaltă. Hai să o luăm așa. Prin zona de sus. Da, pe aici. Facem stânga, ajungem la drumul principal. Nu? Adică nu? Ok, păi o luăm așa. Dacă nu se poate. Și tot degeaba. Băi, ești nebun. Bă, aici normal era intrarea. Aha! Băi, nu cred că s-a umplut remorca, nu? S-a blocat, nu s-a umplut. Fițar, mama ta să-ți fie. Băi, nene, băi, tu ce faci acum acolo? A, nu, s-a umplut remorca. Nu vreau. Așteaptă. Așteaptă puțin, te rog. Încolo s-a dus? What the fuck, nu știu ce se petrece cu ăsta. Dar nu e bună, hai să lăsăm ăsta aici. Ăsta-l dăm într-o parte. Așa. Dăm puțin tel. Hai să ne oprim. Dăm puțin tel în spate cu asta. Băi. Îi dăm Q. Asta o punem înapoi. Mamă, deci câtă muncă. Așa. Și acum luăm ăsta. Băi, dacă am repede s-a umplut. Gata. Cu ăsta îl dăm într-o parte. Furăm. Și acum mergem. Dă-te mă remorcă la o parte. What the fuck, are coliziunea până aici? Și acum îl dăm în spate noi. Dar unde căcat e remorca? Acum. Gata, nene. Haide, pa! Haide, pa, pa! Acum eu trebuie să mă bag în dreapta. Op, stai că intru în tractor. Nene, ai luat-o aiurea, iară! What the fuck? Important este că suntem aici aproape. Uite, avem și dâra asta. Putem merge noi pe dâra asta. Ca și cum am trece prin... Băi, de asta e că am trecut de drum, nu? A, nu, pe aici este. What the fuck? Ce drum? Așa, și eu trebuie să mă duc. Mă ducem pe aici? Hai pe aici. Și imediat vom face noi stânga pe unde putem. Tocmai pe acolo? Dar cred că trebuia să o iau eu mai repede pe aici. Ok, bun, hai să mergem așa. Hai să mergem așa. Dă-te, nene, la o parte, că dau peste tine, că am treabă. Eu mă cam grăbesc. Dacă mă înțelegi ce spun aici. Așa, pe aici. Stai că buncărul e pe partea asta, la altă. Și în care buncăr am pus? În primul sau în al doilea? În primul, ok. Ha. Varsă. Am început din partea asta ca să mi se umple și aici. Ok, gata. Atât. Are loc? Are loc. Trebuie să o luăm din nou așa. Băi, da, să știți că este destul de greu să faci porumb. Trebuia să o țin eu drept în față. Și așa o luam pe drumul ăsta normal. Adică pe ăsta. Așa vreau. Doar că ăsta... Hai că e ok, e ok. A lăsat ceva pe aici, dar nu-i problemă. Stai așa, că ce voi face eu? Băi, nene, stai, vină la mine. Stai.
Stai pe loc. Stai aici. Nu te opresc, pentru că vreau să iau și tractorul ăsta, să pun follow me-ul, să vină după mine. Și așa mă duc eu drept înainte. Fără nicio problemă. Ok, îl punem așa și îl punem la 20. Nice. Hai. Trebuie să dau un B, nu? Băi, dar nu mă tu. Ăsta, acum. Și acum, hai să facem noi așa. Și ăla, tractorul, trebuie să vină după mine. Când se va umple remorca, voi pune din nou lucrătorul automat și toate cele. Hai să punem și noi luminile. Să vedem treaba, cum este pe aici. Doar că, mi se par cam micuțe remorcile astea. Cam prea micuțe. Adică mă gândeam totuși că intră mai mult, dar văd că nu. Băi, tractorul merge după mine. E super, super și super. Cum se va umple, cum voi schimba de remorcă și... cred că până la urmă o să trebuiască eu să iau un camion ceva mai mare. Pentru că asta mi se pare destul de puțin în ea și să fac atâtea drumuri. Este destul de greu. Am lăsat greul într-o parte sau orzu, nu știu ce am făcut. Cred că am făcut greu și ne-am băgat pe porumb. Adică, what the fuck? Nu-i problemă. De război. Hai că mergem în față. Și o luăm pe partea asta la altă. Mai ales că este aproape gata. Uite pe aici. Uite așa. Și când este gata, voi da un hash și se va duce singur. 92, 94, 95, 96, 8, 9 și 10. Gata. Hai să-l dăm puțin mai în spate. Așa. Asta-l dăm în față. Atât. Băi, stai ușor. Stai ușor, nu te grăbi, nenică, nenică, nu te grăbi. Luăm noi ăsta de follow me. Îl decuplăm. Hai să vedem dacă pot să cuplez acum remorca asta la alta. Merge. Super, hai să ne dăm jos. Hai să mergem în... în ăsta. Și acum noi îi dăm un H. Haide, papa! Și acum noi, hai să mergem către bază. Iar a luat-o razna? Nu contează, astea o să le fac eu după aceea. Eu trebuie să ajung... unde e drumul ăla? Ah, ăsta e drumul. Deci eu trebuie să ajung la drumul ăsta, fac dreapta, o țin drept, voi face stânga, voi ține drept și voi ajunge. Ca să știu. Uite așa, aici vom face noi, opa, stânga. Băi, cred că pot să mă duc și drept, să nu mai ocolesc, ia să vedem dacă merge trebușoara, așa cum mă gândesc. Și aici vom face dreapta și cred că am ajuns la bunker. Nu? A, este pe partea cealaltă. Nu știu dacă pot să o iau pe aici cumva. Ar fi fain, știi ce zic? Uite așa. Ne dăm cât mai aproape. Uite așa. Mergem puțin mai în față și începem și descărcăm. Încet, ușor, fără nicio grijă. Gata. Închidem. Am zis că închidem. Uhu! Și acum, hai să o luăm printre copaci pe aici. Băi, dar uite că pot și pe aici eu. Păi e bine dacă pot. Și așa o ținem drept pe drumul ăsta. What the fuck, sare nămol un tractor. O ținem drept pe drumul ăsta, facem dreapta, să ajungem la drumul acela din nou unde am făcut... uite așa, vă arăt imediat. Și asta este drumul. Și noi acum putem merge direct la combina. Vreau să văd unde este combina, în partea aia sau în partea aia. Cred că este aici. Da, este aici. Ok. Mergem ușuriel.
Sunt foarte, foarte curios dacă îl ia. Da, îl ia. Și stai, 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 nene, așteaptă-mă. Oh. Și așa fac eu. N-am de ce să aștept, n-am de ce să las lucrătorul automat. Și văd că se încarcă destul de repede remorca. Deja este un 70%. What the fuck? Super, super, super repede s-a încărcat. Vreau să iau partea asta să... să scap de ea sau știi ce? Hai că o luăm după aceea. O vom lua după aceea. Uite așa. Mi-a rămas... doi pe acolo așa. Doi porumbi. Dar nu contează. Pentru doi nu moare nimeni. Nici vacile nu mor. Bineînțeles că noi nu avem vaci. Băi, dar mi se pare remorca mică. Deja este 100%. What the fuck? Gata. Dăm în spate. Uite așa. Facem asta. Dăm cu Q. O lăsăm. Cred că până la urmă, boys, o să ne uităm noi la o remorcă nouă, să vedem ce găsim, pentru că asta, uf, mi se par gata, am lăsat-o. Mi se par foarte nasoale, adică nu că nasoale, sunt faine, doar că pe mine ce mă disperă este că sunt prea mici. Așa, și dăm un haș. Haide, papa. Mergem să ducem ăsta. Și cred că o să ne uităm și la remor. Deci ăsta intră 10.000. Băi, stai, aici unde căcat e drumul? Ah, m-am încurcat, nu văd nimic. Scoateți porumbii din fața mea, dați-i la o parte. Bun, hai să mergem și cu asta, ducem și partea asta și după ce se va termina și remorca cealaltă, după ce se va umple, adică până se va umple, o să mă uit eu la ceva remorci, dacă avem ceva remorci, babane, vreau ceva mare. Să... ai, pot să trec pe aici? Bă, pe aici, păi cam am venit, eu aș putea. What the fuck? Hai! Hai! Așa, tăticu. Și acum o luăm pe partea asta la alta. Dacă mă înțelegi ce spun. Ia uite, și mi se pune și pe partea aia. Păi e bine și așa. Ok. Mi s-a umplut. Hai să-l oprim pe ăsta aici. Și acum... opa, nu. Aici. Vreau să mă uit să vedem ce remorci babane avem. Dacă avem ceva. Uite asta. Asta este de 19. 19.000. Păi așa mai merge, hai să vedem asta de cât este, 5.000, dar nu pot face nimica, asta este de 6.000, 6.000, 8.000, mi se pare puțin, asta mi se pare ca lumea, de 19.000, asta este mică, mică, uite și asta frate de 20.000, doar că îmi trebuie asta de cât e, asta nu-mi zice absolut nimica de ea, îmi trebuie camion. Așa, 6.000, 7.000 și asta este de 10.000. Păi, eu aș prefera totuși, la camioane nu știu ce avem. Avem câteva, n-avem foarte multe. N-avem foarte multe. Și cred că aș putea face eu așa și așa. Pentru că ăstea nu pot, doar ăsta, păi, mi l-aș lua pe ăsta, chiar dacă costă 100.000, avem bani, vreau să-mi iau atașament pe față, nu prea mă interesează. Culoarea principală, vreau să fac un portocaliu sau de ce nu un albastru, mai închis. Roata, late, băi, eu vreau standard, adică, na. Geanta, vreau să o fac cu albastru, cred că merge un negru. Și signul ăsta, vreau să-l fac un alb. Uite așa. Și ăsta nu știu ce este. Să-l iau așa sau așa. Ăsta mă duce 1000 și ăsta fără 1000. Hai să luăm 1000. Nu știu ce este, habar n-am. Mă duce 100.650. Și așa îmi pot cumpăra eu o remorcă pentru el. Adică ia să vedem unde este remorca. Pot să-mi iau, astea nu pot. Asta din câte știu este pentru cealaltă. Dar pot să-mi iau eu pasta. Mă costă 78.000, nu este foarte mult.
Deci mie nu mi se par la banii care avem și cum ea are 59.000 de litri, deci what the fuck, super, super. Așa și voi face și altceva. Am suflat în microfon. Ok, ce voi face este, ia stai așa puțin, vreau să mă duc, unde ești, mă? Asta. Asta este aproape plin. Îl vom lăsa să fie aproape plin. Vom vinde noi remorcile astea. Adică trebuie să mă duc cu... Trebuie să mă duc cu... asta, hai să vindem. Mergem să luăm remorca. Mergem obligatoriu să luăm remorca. Deci obligatoriu să o vărsăm, să descărcăm remorca. Nu vreau să pierd absolut nimica. Și trebuie să... voi vinde, nu trebuie. Voi vinde eu... uite, un stâlp căzut. Voi vinde eu amândouă remorcile. Mergem și cum luăm acel... acel man, pentru că este destul de fain cu remorca. O să-mi trebuiască un doliu pentru a putea agăța noi remorca de combină. Și bineînțeles, asta o vom continua data viitoare. Adică voi aduce, bineînțeles, eu... așa, dăm noi în spate, uite, până aici, ne dăm jos și așa. Și asta, îl dăm puțin în spate, ăsta așa și ăsta așa. Băi, dar tu te-ai oprit? Da. Tot mă gândeam că bate și zic, băi, dă-te, mă, dar nu te oprești? Nu merge așa? Acum. Așa, tăticu, hai că o luăm pe scurtătură, o luăm pe unde o luăm, uite, drept în față. Trebuie să fac un drum așa ca să mă duc mult, mult mai repede. Bun, mergem, golim noi remorca, pentru că vă dați seama, nu este așa mare și este cam destul de greu. Vom vinde remorcile. Ce voi mai face? Uite, de aici e ok. Vom vinde remorcile, bineînțeles că o să mergem cu ele la shop, pentru că o să-mi trebuiască tractorul. Doar că nu pot face chestia asta. Așa că asta. Băi, nu, tu, mă, asta. What the fuck? Asta și asta. Asta o vindem și asta din nou o vom vinde. Și cu tractorul, bineînțeles, mergem la shop. Deci facem aici stânga și ținem drept drumul. Mergem la Showboys, luăm ce ne trebuie, ne întoarcem înapoi. Băi, i-am luat-o bine, nu? Da. Ne întoarcem înapoi și vom continua data viitoare cu recoltatul porumbului. Mamă, deci avem atât de mare și de mare terenul ăsta și atât de mult de muncă pe acest teren de îmi vine să urlu. Deci îmi vine să urlu. Știți ce aia, boys? Să urli. Este de rău. Trebuie să... Ai, frate, nu intra înăuntru, că mă murdăresc pe picioare. Trebuie să văd cum fac să-mi cumpăr și o cositoare. Vreau să am o cositoare și să... Nu știu dacă o să fac baloți cu iarbă sau nu. Mi-ar place mai... Pe o parte mi-ar place să fac baloți cu iarbă. Băi, dar mă duc bine? Da. Mă duc bine, what the fuck? Mi-ar place să fac și baloți de iarbă și așa pot să îi iau dintr-o parte în alta, adică când pun iarbă la văcuțe, când pun paie, când pun fân, când pun nu știu ce, când pun toate cele. Chiar ar fi destul, destul de fain să nu mai stau să... Bine, băi, e bine? Sau în dreapta? A, nu, drept. Mi s-a părut atât de mult de mers din... Ia uite aici. Case și nu știu ce și nu știu ce și nu știu cum. Bine, nu este casă, este un bloc. Un apartament. Avem acolo în față, boys, remorca. Trebuie să fie și... Sorry, nenea. Trebuie să fie și manul ăla, uite, la acolo. Cum să nu fie? Așa, și acum vreau să cumpăr un șasiu, un doliu. Să fie standard sau pneu urlate. Băi, nu știu, hai să fie standard, că n-are rost să pun late pe ea. Hai să punem standard. Mamă, mă costă 9.000, what the fuck?
Mi se pare o grămadă de bani. Dar n-avem ce face. N-avem ce face, boys. Chiar n-avem ce face. Așa. Nu vreau să merg cu ăsta primul, ci voi merge eu cu manul ăsta. A, i-am pus grila asta pe față, mă. Fine. Fine. Numai că are, mi se pare, mamă, și îmi plac și genții că le-am așa, le-am ales așa atâta. Le-am ales așa negre. Up, stai că dau un ăla. Atât, dă-te jos. Nene, știu că am încurcat drumul pe aici. Pe 20, hai că e ok și pe 20. Up. Haide, nene. Și acum să vezi că intră în ăla. Mă gândeam că intră în el, că nu știu ce făceam. Băi, îmi place, uitați-vă și interiorul. Adică, totuși, este uman. Trebuie... stai că a rămas în spate mult ăla. What the fuck? Bosuleanu, trebuie să te miști puțin mai repede, tăticu. Uite, hai să o luăm așa, mai pe larg. What the fuck? Numai că e nașpa, boss, că trebuie să stau după el. Mamă. Singura chestie ce nu-mi place la manul ăsta este asta. Oglinda. Dacă ar fi mers oglinda, what the fuck, ar fi fost superb. Băi, dar ăla vine sau ce căcat face? Merge super greu, boi, super, super, super greu. Ok. Asta este. Iar am dat fratele meu peste ăsta, fițar. Băi, hai mă azi mâine, avem astea ale noastre pe aici, așa că hai să tăiem fratele meu. Cred că o să se oprească tractorul, pentru că deja am luat prea mare distanță și nu știu dacă va putea să facă ceva. Vreau să fac o singură chestiune. Vărsare, vreau prin spate și cam atâta. Singura chestiune care vreau să o fac este asta. Adică, hai să luăm noi asta, hai să luăm și asta. Și asta. O vom decupla. Vom lăsa noi asta pe aici. Îl vom opri. Vom stinge. Unde ești, mă? Wow! Bă, Hoca, aici e remorca, ești tâmpit. Handicapatule. De ce vreau asta? Vedeți acum. Vreau să probez ceva, ca să știu dacă data viitoare voi continua așa sau trebuie schimbate. Iam? Cuplează. Gata. Și asta... Cred că trebuiau puțin mai late, că pe față, what the fuck. Așa. Ăsta. Îl vom decupla. Vom da noi tractorul într-o parte, uite aici. Acum, mergem cu ăsta. Îl vom porni. Ia uză-l, mă. Vom da în spate cu el. Să vedem dacă merge treaba sau nu. Asta este tot ceea ce vreau. Bun. Acum, ăsta. Vom da noi un B. Și vom da bice. Hai să vedem dacă într-adevăr... Da, mă, încarcă. Sau nu încarcă. 0%, voi stai așa. Bă, a, da, nu, încarcă, văd că încarcă. Văd că încarcă, boys. Superb. Și asta da viață. Am și eu ceva baban acum. Adică destul de mare, care pot într-adevăr să fac cum vreau și ce vreau. Uitați-vă și voi. He? Am dita mai remorca, boys, de data asta.
Dita mai remorca. Hai să-l oprim. Îl dăm puțin tel mai în față, uite acelișa. Uite așa. Vom opri totul. Mergem, vreau să fac și o pozică frumușel, uite așa. Cumva. Uite așa. A? Merge poza asta așa, boys? Sau nu merge? Uite așa. Și acum, pac, am făcut și eu o poză. Bun, boys, aici ne vom opri și noi și vom continua data viitoare. Așa că nu uitați să dați un mare like acolo și abonați-vă. Nu uitați de clopoțel, cel mai important, pentru a vă da de știre când voi posta ceva, boys. Și aveți grijă de voi. Până data viitoare, boys. Pa, pa.